Specialiștii clujeni au efectuat deja toate revizile și probele tehnice pentru a se asigura că instalațiile funcționează fără probleme. Noi suntem pregătiți în orice moment să începem furnizarea căldurii atunci când temperaturile vor coborî semnificativ. Există într-adevăr prognoze meteo că la acest sfârșit de săptămână vor veni ploile și va fi destul de frig. Clujenii se gândesc cu groază să dea drumul la căldură din cauza prețurilor ridicate. Sinceră să fiu eu singură și mie nu mi-e frig, să zic așa, dar unde sunt copii, limita posibilităților, așa puțin, nu chiar ca și când îi ger. Se poate. Deci suntem persoane care n-avem copii, suntem singure, deci îți iei o vestă și te acomodezi timpului, dar unde-s copii și care trebuie schimbați și bătrâni, care trebuie spălați și se poate și un pic de căldură așa, pișcat. Că nu. Așteptăm să mai răcească. Așteptăm să mai răcească. Costă mult gazul aici. Rate solicită clujenilor care au efectuat diferite lucrări individuale la rețeaua de încălzire să le încheie în regim de urgență.